Astăzi ne aflăm la munte, în localitatea Râșnov. Suntem cazați la complexul Pănicel și vom face un review și vom da și o notă la final. Haideți să vă arăt câteva plusuri și câteva minusuri pentru această locație. Și da, bineînțeles, vom vorbi și despre prețuri. Atenție, tot ce voi spune în acest clip este strict părerea mea. Haideți să începem cu minusurile. În luna mai, caloriferele pornite, o căldură insuportabilă. Obiectele sanitare și mobila sunt destul de vechi. După cum puteți vedea, peste ușa asta a trecut ceva timp. Foarte puține produse de igienă. Am primit 3 săpunele și 2 pliculețe de șampon. Nu există un feon. Recipientele de la baie goale, ăsta de săpun și ăsta pentru hârtie. În momentul în care vrei să intri noaptea în cameră și vrei să închizi ușa, o vei face pe întuneric, deoarece cartela care alimentează sursele de lumină este legată de cheie. Semnalul la telefon este extraordinar de slab. Deci dacă vrei cumva să stai pe 4G, ia-ți gândul. Singura oglindă se află la baie. Pereții sunt foarte subțiri și se aude absolut tot din celelalte camere. Pentru mine personal, noptierele sunt destul de mici. Televizorul și el cred că a fost înlocuit cu o tabletă sau ceva, pentru că are niște dimensiuni foarte reduse. Asta a fost prima parte din clip. Revin cu partea a doua, unde voi spune despre plusuri și despre prețuri.